Salutare, prieteni! Economia 21 se bucură să vă reîntâlnească marțea la ora 17 aici la Canal 33. Avem un subiect cu oarece trimiteri spre actualitatea nu foarte imediată, dar nici foarte îndepărtată. Este vorba despre începuturile economiei de piață din România și despre cândva cel mai bogat român. Este vorba despre Dinu Patriciu. Iar alături de noi e un invitat oarecum surpriză, oarecum nesurprinzător, Petre Roman, primul prim-ministru al României capitaliste, dacă pot numi așa. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că v-ați făcut din nou liber în agenda și ați revenit la Canal 33. Da, fiind vorba de Dinu Patriciu, da. Oricum, vremurile alea de acum 33 de ani, în martie 1990, atunci când puțin dintre românii de atunci se gândeau la economia de piață... Ei, începuseră să se gândească. Da? Da, începuseră să se gândească, sigur că da, pentru că în chiar documentul de fundamental cu care am plecat la drum, în comunicatul de țară, comunicatul pentru țară din noaptea lui 22 decembrie spre 23, acolo e vorba despre o economie de piață. Asta ce? Și atunci, sigur că înseamnă că deja mulți se gândeau. Era, desigur, evident că dacă economia de piață devenise, chiar și în jurul nostru, în țări socialiste, devenise deja o realitate, în România nu, era limpede că și la noi se instalează economia de piață. Lucru însă care s-a întâmplat cu destule dificultăți. Despre poveștile astea poate o să discutăm puțin mai încolo, dar unul dintre primii români care s-a gândit la povestea asta cu economia de piață și căreia nu era străină deloc s-a numit Dinu Patriciu, personajul da. Despre care ați vorbit și pe care personal l-am avut și ca patron de presă, probabil îl pot numi lejer drept ultimul patron de presă autohton care a și investit în presa românească. Masiv. A cărei situație în ziua de astăzi e mai mult decât jalnică. Da, e adevărat. Ambele afirmații sunt adevărate. Mulțumesc. Întâi că, într-adevăr, Dinu Patriciu era în mod cert, ca formație din familie, era un om foarte interesat de foarte, să spun, nu numai interesat, pasionat de tot ceea ce înseamnă economie de piață, de tot ceea ce înseamnă capacitatea de a face, de a întreprinde. Nu neapărat de a face afaceri. Sigur că fără ele nu se poate întreprinde până la urmă nimica dacă afacerile nu sunt profitabile. El însă era pasionat de ceea ce înseamnă a întreprinde și așa a ajuns să fie de departe spun, a fac această afirmație categorică, cel mai talentat, cel mai important om de afaceri din România, foarte, într-un timp foarte scurt, printr-un efort, un talent cu totul și cu totul, și efortul și talentul ieșite din comun. Când am generat decretul lege din martie 90, care deschidea drumul economiei libere în România, decretul lege prin care se puteau înființa întreprinderi private în România și s-au înființat imediat enorm de multe, el a făcut ce a făcut și cu sprijinul meu, să spunem, într-o anumită măsură, a vrut neapărat să fie certificatul de numărul 1. Să aibă certificatul. Da, și chiar așa a fost. Prima întreprindere privată sub această lege, decretul lege din martie 90, a fost al lui Dinu Patriciu. Și cum cu ajutorul dumneavoastră? Cu ajutorul meu în sensul că avusesem cu el, adică relația mea cu Dinu, să spunem relația, adică nu neapărat de prietenie, a început în momentul foarte tensionat din 29 ianuarie 90. Aha. Poate vă amintiți, a fost un moment foarte, foarte tensionat, foarte delicat.
poate că merită să-l povestesc. Eu îl mai întâlnisem pe Dinu cu mult timp înainte, când el era la liceu, la liceul Caragiale. Așa. Eu eram la liceul de informatică, atunci se numea Dr. Petru Groza. Și ne-am întâlnit într-o olimpiadă, eu reprezentând de matematică, eu reprezentând liceul meu și el reprezentând liceul. Eram într-o competiție, liceele. Liceul meu fiind foarte cunoscut pentru matematică, dar și liceul Caragiale. Bun, atunci însă a fost așa, în condițiile de licee. Acum, în 29 ianuarie, a fost un moment foarte complicat, pentru că cu câteva zile înainte, FSN-ul a fost inițiativa pe care a preluat-o Ion Iliescu de transformarea FSN-ului în partid politic. De aici a ieșit o mare, pe bună dreptate, nu? O mare învolburare politică. Și pe 29 ianuarie a fost un marș, un meeting și până la urmă o acțiune foarte aproape violentă împotriva guvernului. Eu eram prim-ministru deja. Deși ne-am pus de acord cu, ne pusesem cu o zi înainte de acord cu liderii, zicem, opoziției, partidelor istorice, nu? Erau cele trei partide istorice, PNC, PNL și PSDR, adică Corneliu Coposu, Radu Câmpeanu și Sergiu Cunescu, nu? Ne pusesem de acord ca să ne întâlnim. Meeting-ul pe care ei și marșul pe care ei l-au convocat, marșul organizațiilor de tineret, cum se spunea, și de fapt așa cred că a și fost, a condus la un veritabil asalt la guvern și am primit reprezentanții acestor partide în guvern, la o masă rotundă. Era chiar masa guvernului. Și a venit din partea PNC Corneliu Coposu și încă doi colaboratori de-ai dumnealui. Din partea PNL n-a venit Radu Câmpeanu pentru că au venit reprezentanții tinerilor. Adică era vorba în primul rând de el, de Dinu Patriciu, era Călin Popescu Tericianu și cred că mai era cu ei și cred că Radu Boroianu, oricum. Aveți o memorie bună. Și acolo a început o discuție destul de ascuțită așa. Au cerut ca discuția noastră să fie transmisă live pe televizor, pe TV, pe TVR, cum era atunci. Și până la urmă lucrul ăsta a venit și au filmat, TVR-ul a filmat continuu. A fost o discuție foarte aprinsă și interesantă. Ei erau convinși că FSN-ul, adică Ion Iliescu și implicit eu, pentru că eram primul ministru desemnat de Iliescu, nu? Noi nu înțelegeam și nu eram cu adevărat promotorii democrației, în timp ce ei, desigur că reprezentând vechile partide istorice, și la un moment dat Dinu Patriciu mi-a spus: domnul prim-ministru, n-ați înțeles, trebuie să plecați de aici. Gata, s-a terminat, trebuie să plecați de aici. Ceea ce mi-a venit să râd într-un fel, dar prin câte trecusem eu, el nu trecuse, adică baricada, zilele foarte tensionate, nu? Momentul când s-a tras la noi la baricadă era departe de ceea ce trăise el, deși trăise și el probabil în momente delicate, în timp când tatăl lui fusese, să spunem, supus unei discriminări și el într-o anumită măsură din regimul anterior, fiindcă fusese un om avut în domeniul petrolului, tatăl lui Dinu Patriciu. Da? Așa ne-am cunoscut. Atunci însă, de fapt, noi am înțeles, ei, tinerii din PNL și eu, că de fapt noi avem mult mai multe lucruri comune decât care ne despart. Uh-huh. Și când am dat acel decret lege, decretul privind dreptul de a înființa întreprinderi private, liber, el a fost foarte entuziast și
a recunoscut că am făcut un pas foarte, foarte important, care a fost foarte important atunci, pentru că una peste alta, în mai puțin de 12-14 luni, așa ceva, s-au înființat în România 400 de mii de întreprinderi private, mici, mijlocii, 400 de mii, vă dați seama. Dintr-o dată erau 1 milion, poate mai mult, nici nu știu să vă spun, 2 milioane de români care începeau pe drumul ăsta să-și facă o afacere proprie, să... Așa a început relația cu Dinu Patriciu, care apoi a făcut o... El a început cu o întreprindere de construcții. El era arhitect. Da. Un arhitect foarte, foarte bun și era și asistent la Facultatea de Arhitectură. Era celebru, un alt mod de a face afaceri, de a face economie de piață, era celebru în vremea aceea pentru faptul că studenții, candidații, cei care vreau să intre la arhitectură, era extraordinar de greu. Erau până la 20 și ceva de candidați pe un loc. Și el era celebru pentru faptul că pregătea atât de bine cei care lucrau cu el, încât aveau cel mai mari șanse să intre la Facultatea de Arhitectură, ceea ce era o mare reușită în vremea respectivă. Și într-adevăr, Facultatea de Arhitectură în România era foarte, foarte solidă și de nivel foarte ridicat. Vorbesc la nivel european sau cum vreți. El a început cu o întreprindere de construcții și a și construit un bloc foarte frumos și astăzi se vede pe Bulevardul Aviatorilor, nu departe de piața actuală Charles de Gaulle. Dar după momentul ăla mai tensionat din ianuarie, nu știu, prin 29 ianuarie. Da. Din 29 ianuarie 1990, după ce a intrat în posesia certificatului care i-a testat faptul că e cel din tâi român care... Cel din tâi întreprindere. V-a dat vreun semn de viață? V-ați mai întâlnit în timpul mandatului sau după ce? Nu ne-am mai întâlnit în mod concret. Atunci el mi-a transmis că și-ar dori foarte mult să știe când anume se deschide oficiu care acordă aceste certificate, adică când suntem pregătiți pentru asta, ca el să încerce să fie primul. Și așa a și fost. Mi-e chipul stând la coadă. E clar că s-a aranjat într-un fel sau altul ca să fie primul și chiar a și fost primul. Cum a făcut-o acum? Da. Cu exactitate, nu știu, cine știe, dar el apoi însă, după cum poate vă amintiți, la un moment dat cei mai tineri lideri ai Partidului Național Liberal au fost nemulțumiți de, să zicem, capacitatea de luptă politică și de idei politice a lui Radu Câmpeanu și au părăsit PNL-ul, au format PNL-AT, Partidul Național Liberal, aripa tânără. Și după alegerile din 20 mai 90, au intrat în Parlament, PNL-ul a intrat în Parlament, ei au intrat și ei în Parlament, ei s-au constituit în PNL-AT și am început să lucrăm destul de bine împreună. Adică ei au înțeles, au salutat cu toată convingerea, au salutat programul meu de reformă și Radu Câmpeanu l-a apreciat foarte mult. Nu uitați că în momentul când s-a dat votul pentru guvernul Petre Roman, s-a întâmplat un lucru care n-a avut niciun precedent și nu s-a mai întâmplat și cred că nu se mai întâmplă vreodată. Deci am fost votați în unanimitate. Niciun vot împotrivă. Au fost doar câteva voturi abțineri, dar niciun vot împotrivă. Ei, deși alegerile din mai 1990 nu au fost deloc liniștit. Adică populația a ieșit în mod masiv. Foarte masiv. Nu o să mai avem niciodată acel procent. A fost un entuziasm extraordinar. Au fost oameni care au stat, pentru ca să voteze, atunci au stat oameni și 6 ore
Și de aici au fost anumite acuzații. În realitate, după care lucrurile au căpătat nuanțe și nuanțe, inclusiv între dumneavoastră și Ion Iliescu. Sigur, început să se vadă, pentru că a fost momentul 13-15 iunie 1990, când eu m-am trezit, sigur, eram solidar cu Ion Iliescu, dar m-am trezit că, de fapt, mișcarea violentă din 13 iunie, nu venirea minerilor, mișcarea violentă a fost, de fapt, împotriva chiar a guvernului, care anunțase, eu anunțasem deja foarte clar programul de reformă, care era un program foarte, foarte îndrăzneț. Era clar că multe elemente din securitate erau categoric împotrivă, se gândeau că pierd controlul asupra puterii politice în România. Iar în 14, când au venit minerii, mă rog, s-a întâmplat o... Noi eram conștienți că venirea minerilor poate să însemne multe turbulări grave și, deși ne pusesem de acord cum anume să procedăm ca să evităm acest lucru, până la urmă s-a întâmplat ce s-a întâmplat, foarte, foarte urât, așa cum știți, imaginele oribile care au circulat în toată lumea și care au creat o imagine foarte... au adus asupra României o imagine foarte urâtă, nu? Minerii care băteau cu bâtele oameni nevinovați, adică vă aduceți aminte, nu? Da. Bun. Nu prea bine, dar nu bine, dar vreau să zic, ca să mergem mai departe. În momentul când am început desfășurarea programului de reformă, adică adoptarea legilor, atunci a fost confruntarea clară între reformă, guvernul roman, care era format din oameni foarte tineri și din cei 21 de membri ai guvernului, eram 9 șef de promoție, ca și modalitate de a gândi un guvern, și a fi șef de promoție în vremurile acelea era foarte, foarte, foarte greu. Bun. Și cealaltă parte care... Adică de un lucru nu puteți fi suspectați de plagiat. Asta e clar. Nu, până la urmă, până la urmă, adică în cursul 1991, am avut confirmarea instituțională, aș putea spune, sau cel puțin informală, că în Occident se considera, domnule, reforma din România e cea mai avansată, din punctul de vedere al instituționalizării ei. Prima lege a reformei a fost legea 15. Adică imediat, noi am fost aleși în 29 iunie 1990 și în cursul lunii iulie am dat prima lege, legea 15, legea transformării societăților de stat în societăți comerciale, care era legea pivot. Și atunci, culmea, nu? Un om care era președintele Senatului din partea FSN, Alexandru Bârlădeanu, în seara respectivă a ieșit la televizor împotriva mea. Ceea ce era total nonsens politic, nu? Împotriva oricăror norme democratice. Tu ești din partidul care are un guvern, guvernul ăsta propune o lege și tu ești împotrivă. Și atunci deja Iliescu a avut o atitudine destul de ambiguă. Dar PNL-AT în frunte cu Dinu Patriciu i-au înțeles foarte bine și atunci în Parlament eu adesea m-am bizuit pe ei. Pentru că, sigur, FSN-ul era așa, un conglomerat, erau tot felul de oameni. Nu pot să spun că erau oameni acolo de aval, mai erau oameni care aveau un nivel destul de bun față de ce am văzut ulterior, un nivel chiar foarte bun. Dar erau și oameni care reprezentau această tendință, să o numim conservatoare, adică legată de trecut și nu în favoarea mersului nostru categoric înspre Occident, nu? În fond, despre asta era vorba. Bătălia asta avea să dureze ceva. A fost pentru noi, pentru guvernul meu și pentru mine, o bătălie complicată, dură adeseori, pe care am câștigat-o, fiindcă în momentul când a venit mineriada, care lovitura de stat, prin care minerii din septembrie 91 au atacat guvernul și apoi guvernul a fost demis ilegal în afara oricăror norme parlamentare, în fond
esențialul legilor reformei le-am dat. 100 de legi ale reformei, așa s-a și numit guvernul meu, cele 100 de legi ale reformei. Un aspect simpatic era, chiar Dinu îl făcea, el vedea că la anumite legi, cum a fost, de exemplu, la legea 31, legea 31 este și astăzi legea pivota, legea de bază a economiei de piață în România, nu? Ea a fost, desigur, modificată, dar esențialul ei e și acum același, cel care l-am dat eu în august 1990. Și Dinu ieșea la... avea o tactică. Ieșea la microfon, era deputat. Ieșea la microfon și începea să atace guvernul roman. Cu tot felul de... De ce? Ca să-i mobilizeze pe ceilalți în favoarea guvernului roman. Am și să voteze. Și această tactică i-a reușit. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim cu povestea tânărului Dinu Patriciu și a colegului său care avea să devină și el premier peste an, Călin Popescu-Tăricean. Mă gândesc dacă nu cumva avem în organism și noi celule de artă. Despre acea devenire a noastră, preschimbare a lucrurilor vechi în lucruri noi. Care sunt reperele interioare sau care sunt reperele în funcție de care ne ghidăm, astfel încât să avem un an cu adevărat mai bun? Majoritatea timpului noi avem atenția noastră spre exterior și mai puțin spre interior. Îți place numele pe care l-am ales? Sună, da, e exact ce îmi trebuie. Cafea și cream, plăcerea discuției, sigur o să fie plăcerea din ca de fiecare dată. Da. Astăzi vom vorbi despre sănătate, dar într-un sens mai larg. Și despre sănătatea trupească, dar și despre sănătatea sufletească. Bună ziua, bine ați venit la Canal 33. Bună ziua și bine v-am găsit. O onoare să vă avem în platou. Am pregătit mai multe teme, în principal pe zona internațională, dată fiind conectarea dumneavoastră cu ceea ce înseamnă decidenții europeni în particular. Pot la puterea 33, vă salută, vă dă o nouă întâlnire. Doamna Elisabeta Lip, sau doamna de fier, cum o cunosc cel mai mulți dintre noi. Mulțumesc foarte mult, doamnă, că v-ați făcut timp în această zi aparte. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, la mulți ani, să fiți sănătoși, că văd că este echipa mare. Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Consultanță în Afaceri. Sunt Marius Bizău și în seara aceasta vom discuta despre trenduri și viitorul marketingului online în anul 2023. Eu cred că în ceea ce ne privește pe noi, cetățenii României, noi suntem cei care trebuie să decidem și noi suntem cei care spunem ce este mai bine pentru noi și ce nu este bine. Sunteți la sferă de interes. Începem anul acesta cu o discuție despre ideologii, despre mișcări și despre clivaje care vor transforma lumea. România traversează, doamnelor și domnilor, o iarnă demografică, nu de azi de ieri, de mai bine de 30 de ani, populația de etnie română este în scădere. Astăzi mi-aș dori să vorbim despre a-ți trăi viața. Acum vom avea o discuție mai pe fund vis-a-vis de ceea ce vedem la televizor, ceea ce citim în presă, ceea ce vedem pe social media, sursele din care ne informăm și până la urmă concluziile la care ajungem. Eu am propus ordinea mondială în anul 2023. Am eu o fixație cu ordinea mondială. Nu știu, să nu te audă, să nu te audă Davosul. Să nu te audă că mă aude Davosul. Ei sunt adunați la Davos acum. Covorul roșu, ținute de gală, fotografie, presă, glamour.
Cam așa arată în principiu momentul lansării. Am revenit în studio Economia 21, discutăm cu Peter Roman despre cel care a fost o bună bucată de vreme cel mai bogat român și un investitor aparte, ne referim la Dino Patriciu. Și în prima parte am discutat despre primele întâlniri dintre Dino Patriciu și Peter Roman, dar așa cum a precizat și Peter Roman, cei doi nu erau încă prieteni. Așa că am să vă întreb când v-ați împrietenit, când a început prietenia. Fiindcă... Da, prietenia a început de fapt în 2005, cred. Era un moment în care în viața mea era frig și el mi-a întins o mână caldă. Adică ne-am întâlnit, l-am întrebat ce crede că aș putea să fac, am putea să facem și s-a deschis pentru mine un drum nou cu ajutorul lui, pentru că el am înțeles că mă prețuia cu adevărat. Era foarte conștient de rolul pe care l-avusesem, despre care am vorbit, pentru realizarea reformei, ducerea României în sfera occidentală, toate lucrurile acestea atât de importante, și vrea sincer să mă sprijine, nu doar circumstanțial, ci cu adevărat. Și din aproape în aproape, destul de repede, ne vedeam mult. El era la Rompetrol, era... În momentul ăla era, era cea mai importantă companie privată. Era în 2005 era deja o companie privată, era o reușită colosală. Adică Dinu Patriciu avea în sânge, de la tatăl lui, avea în sânge această fierbinte dorință de a face afaceri în petrol. Continuarea tradiției familiei și, în fond, continuarea tradițiilor românești în petrol. A preluat într-un context foarte complicat, după câteva încercări de privatizare a rafineriei de la Midia. Întâi a preluat Rompetrolul, care era o companie a statului, mult mai mică decât Petromul, dar era o companie a statului tot în domeniul acesta. A reușit să preia întreprinderea de la Midia, rafineria care avea uriașe datorii, funcționa în pierdere, în pierdere foarte gravă, și a avut excepționalul talent, cu totul excepțional, ca plecând de la această situație foarte complicată, să lege niște legături financiare, comerciale, prin care să dezvolte această companie care era la început, deci o rafinărie în stare de lichidare aproape, și să transforme într-una dintre cele mai mari companii petroliere din Europa, dezvoltându-se și în Europa. A cumpărat o companie petrolieră din Franța, din sudul Franței, și a dezvoltat-o. A cumpărat în nordul Spaniei și a dezvoltat. A cumpărat, desigur, și în Moldova, și în Bulgaria. Și a transformat Rompetrol așa cum trebuia, că altfel nu rezista. A făcut niște investiții mari la Midia. A avut ideea ca să funcționeze cu petrol din Kazahstan, pentru că a făcut o dezvoltare tehnologică care să compatibilizeze cât mai bine rafineria cu petrolul din Kazahstan. A construit o conductă și un terminal, cum se spune, în mare, pentru ca să poată să transporte din mare, din vasele petroliere, navele petroliere, tancurile petroliere. Deci a dezvoltat rețeaua de stații de benzină în Europa. Și în felul acesta, cum vă spuneam, a transformat Rompetrol într-o mare companie petrolieră. Atât de mare,
a fost o perioadă în care am fost advisor, deci am fost în bordul de consiliere a Rompetrolului, împreună cu câțiva americani, englezi. Și a ajuns situația atât de mare încât avea în fața lui doar două posibilități. Și anume, ori să o vândă ca parte a unei companii mult mai mari, pentru că în domeniul ăsta al petrolului, dacă compania nu e foarte mare, nu rezistă. El era exact în momentul când trebuia să se decide. Sau pur și simplu să o vândă ca atare. Și am vorbit foarte mult pe tema asta. Cu el, cu Dinu Patriciu. Cu el. Păi, ne vedeam des foarte. Eram foarte apropiați, foarte buniet. Am făcut foarte multe. Când l-am cunoscut, avea un mic vas de croazieră prin Marea Neagră și după aceea și-a cumpărat un vas mare și am făcut câteva croaziere cu el foarte frumoase. Adică, ca prieteni. Și prietenia asta s-a legat așa pentru că am descoperit un om, Patriciu, care dincolo de excepționalul lui talent de întreprinzător, foarte inteligent, era ceea ce lumea nu știa, era un om foarte cult, foarte cult, un om cu sensibilitate, generos, ceea ce oamenii nu prea bănuiau atunci, și nu era un om în primul rând interesat de bani, nu. Banii la ei au venit pentru că era prodigios de talentat. Pentru el pasiunea era cum să facă întreprinderea, să dezvolte întreprinderea. Asta era pasiunea lui. Pentru că în fond, câți oameni în lumea asta dezvoltă o întreprindere deținând 99,5% ca acționari? Puțin, mulți o fac, vând acțiuni, iau parteneri și așa mai departe, nu? El a ajuns, în final, avea 99,5% din acțiuni, personal, în Rompetrol. Și cu toate astea, era capabil să o dezvolte și să plătească atâtea mii de oameni. Dar a decis să o vândă kazahilor. A decis să o vândă când Kazahstanul i-a făcut o ofertă care era, ca să spun așa, greu de refuzat. Era vorba de 3 miliarde de dolari. 3 miliarde de dolari cash. Adică bani la purtător, cum s-ar zice. Ori întreprinderea funcționa, iar kazahii erau interesați fiindcă funcționa exact cu petrolul lor. Și asta era pătrunderea lor în Europa. Adică s-a potrivit. Eu atunci îl întrebam pe Dinule, ok, dar cum o să faci cu europenii? Că ăștia s-aș putea să spună întrebarea, dom'le, ne bagi Kazahstanul aici în Europa, nu? Și el a reușit printr-o serie de discuții la Bruxelles să obțină acordul pentru vânzarea Rompetrol către Kazahstan. Într-o perioadă cu argumente foarte solide care s-au dovedit astăzi extraordinar de viabile. Corect, așa e. Extraordinar de viabile. Când Europa încearcă să scape deci, de dependența el atunci le-a spus, domnule, departe de a fi o problemă, poate să fie o șansă și aceasta s-a și dovedit. Și în felul acesta a ajuns el, desigur, cel mai bogat român și unul dintre cei mai bogați din Europa, nu? 3 miliarde. Da, l-a detronat pe Ion Țiriac, care până atunci... Ion Țiriac a avut tot o altă evoluție din punct de vedere al modului cum se construiește o afacere. Ion Țiriac a avut mai multe afaceri, s-a băgat în banking, a construit o bancă în România, prima bancă din România privată, a avut relații importante, în special în Germania. Deci e cu totul alt tip de dezvoltare, să zicem, capitalistă. Nu înseamnă că n-a avut succes, bineînțeles că a avut și el un succes foarte mare.
Dar pe de altă parte, după povestea asta, statul român a rămas cu oarece probleme cu relația cu Rompetrol. A rămas cu niște probleme pentru că au considerat că Rompetrolul n-a plătit un anumit impozit pe care trebuia să-l plătească. Mă rog, până în cele din urmă lucrurile s-au rezolvat. Adică Rompetrolul, având ca proprietar Kazmunai Gaz, adică întreprinderea de stat din Kazahstan, cred că au ajuns la un acord și acest conflict s-a... Victor Ponta se mai lupta încă când era premier cu efectele acestei dispute. Bun, eu mi-aduc aminte că, după cum bine știți, din păcate, Dinu Patriciu a murit în condiții foarte... În fine, care m-au tulburat foarte mult, așa, pentru că a murit, ca să zic așa, cu zile, dar nu din vina cuiva. Până la urmă, a ales el o cale care nu i-a făcut bine. Adică capitalul la uriaș de 3 miliarde de dolari l-a dus într-o zonă nepotrivită și de acolo, așa, într-un fel de înlănțuire foarte, foarte urâtă și având probleme de sănătate, până la urmă, a încetat din viață. Adică banii nu aduc fericirea întotdeauna. El i-a investit într-un anume fel, fiind consiliat de o consilieră care lucra la JP Morgan în domeniul energiei, cu care el până la urmă a avut o relație, dar persoana respectivă de origine chineză de fapt i-a urmărit să ia banii. Asta a fost. Și în cea mai mare parte a reușit. Mai apucat să spunem să investească și în presă, dar și în retail. Asta este. La un moment dat s-a hotărât să investească în presă. Și a fost o discuție foarte interesantă pe care am avut-o. El era un democrat convins, nu trebuie să mai spun eu lucrul ăsta, și înțelegea foarte bine forța presei. Și credea în forța presei și în România. Astăzi... Și nu numai a forței presei, l-a înțeles foarte bine și forța presei digitale, adică rețele de socializare, a investit în sensul ăsta. Dar în momentul când aici, în locul unde ne aflăm, este investiția lui, după cum bine știți, a transformat ziarul Adevărul într-un cotidian respectabil sau foarte... foarte dezvoltat. Cred că a greșit la un moment dat, fiindcă n-a înțeles că trebuie neapărat și televiziune. Ori el putea să cumpere una din televiziunile care erau pe piață, că multe erau de vânzare la vremea respectivă. Nu le mai numesc, dar... Da, da, da. Poate că ar fi putut să se asocieze chiar cu ProTV, nu mai țin minte foarte bine. Cert este că în momentul când a intrat în derivă, pentru că banii lui au fost investiți greșit și a început să aibă pierderi foarte mari și mari și masive și într-un timp foarte scurt, sigur că n-a mai putut să financeze nimic și a pierdut tot până la urmă. Avea și ideea de a construi un lanț de retail. Și ăla a fost, și aia a fost o inițiativă foarte interesantă, cred, dar tot așa. La început a investit, se numea Micro. Micro, da. Probleme care aveam, dacă nu mi-am eu bine, doar Metro și Carrefour trebuia, pe piață. Trebuia, exact. Țin minte că trebuia să, era pe piață și putea să cumpere, să achiziționeze Metro. Și a luat o decizie greșită, să nu investească, să nu achiziționeze Metro, deși l-ar fi costat, uite, astăzi Metro ce dezvoltare a avut. Dar tot așa, în momentul când n-a mai avut capacitate finanțară, inițiativa s-a prăbușit. Ați apucat să vorbiți cu el în ultimii ani? Am vorbit tot timpul cu el. El încerca să facă față situației în care se găsea. Eu am avut șansa să-l salvez. Și într-un moment când lucrurile încă erau
foarte bine, adică să-l salveze, în sensul că a fost o ofertă pe care am primit-o eu de la un mare investitor spaniol care mă cunoștea și care era o ofertă extraordinar de interesantă, și anume el ar fi putut, cu un efort minim pentru el, repet, pentru el, adică 400 de milioane de dolari, să ajungă principalul acționar la Repsol. Repsol este una dintre cele mai mari companii de petrol din lume. Spaniolă. Dar e una dintre cele mai mari din lume, Repsol. Cu un efort de 400 de milioane, putea să devină el acționar principal și, desigur, președinte, director general al acestei companii. În Consiliul de Administrație, urmând să intre, puteam să intru și eu și încă alte mari personalități. Ar fi fost și avea o orientare extraordinară acest Repsol, care s-a dovedit într-o vreme când încă nimeni nu gândea așa, și anume GPL. Aha. Adică direcția. Orientare, da, da. Extraordinar de... Deci, și el, v-am spus că a fost sub mrejele altor persoane, ca să spun așa, și nu a acceptat. Păcat că aia, sunt convins că ar fi salvat situația. Niciodată n-ar fi ajuns el să falimenteze și așa mai departe. N-a acceptat această propunere, din păcate, și ea nu s-a materializat, și până în cele din urmă întregul edificiu financiar al lui Dinu s-a prăbușit. V-ați cerut vreodată un favor? Că politic e clar, nu. Nu cred că a apucat. Nu, dar niciodată. Din potrivă, el a spus, Petre, când eu am construit un nou partid, Forța Democrată, un partid foarte interesant, așa, de oameni de foarte bună calitate, dar, din păcate, în alegerile din 2004 n-am reușit să pătrundem, adică să trecem de pragul de 3%. Să treci pragul de 3% e foarte complicat, pentru că toate celelalte partide sunt împotriva ta. Ca să vă spun foarte direct. Și n-am reușit să trecem. Și atunci era momentul în care, la puțin timp după aia, eu, nemai fiind foarte interesat așa de cum stăteau lucrurile, dar începuse încleștarea dintre Călin Popescu Tăriceanu și Băsescu. Țineți minte că a fost, da, el n-a vrut să-și dea demisia cum vrea Băsescu, de-al pinte absolut fără niciun sens. Și atunci puțin am reintrat în politică alături de Călin Popescu Tăriceanu. Mi-am asumat ea un rol pe care eu însuși nu l-am definit și de care am fost foarte mulțumit. Se numea înalt reprezentant al guvernului pentru românii din străinătate. Și am vizitat multe comunități de români din toate țările unde erau mulți. Franța, în primul rând Spania, Italia, Germania. Am fost până în Irlanda. A fost foarte interesant. Și eram atunci, Patricia a spus, dom'le, locul tău e Partidul Național Liberal. Tu oricum ai fost întotdeauna liberal. Doar cine a făcut reforma în România? Noi liberali nu făceam așa de bine ca tine. Și atunci am intrat în Partidul Național Liberal, când Călin Popescu Tăriceanu era președinte, și am și candidat din partea Partidului Național Liberal. Am mai făcut un mandat de deputat, dar una peste alta, în final, evoluția Partidului Național Liberal nu mi-a plăcut deloc. În toată povestea asta, e ceva cu tâlc pe care ar fi util să-l știm și noi ceilalți din perspectiva dumneavoastră? Sigur că este, în primul rând, sigur că este vorba despre faptul că o uriașă avere și un uriaș talent s-au stins. Printr-o decizie, printr-o orientare, o decizie pe care a luat-o Dinu Patriciu, care a fost din ce în ce mai greșită, pentru că mai vorbeam cu el, prietenii, el era foarte hotărât să meargă într-o altă direcție.
dacă ar fi rămas în domeniul, repet, dacă ar fi rămas în domeniul pe care îl stăpânea atât de bine cel al, petrol. Al petrolului și al comerțului cu petrol. El a fost primul care, de la care am înțeles și discuția noastră în Consiliu era adesea pe tema asta. Banii nu se fac din petrol, ci din comerțul cu petrol. Ce anume faci cu el? Inclusiv începuse ideea asta cât de important este transformarea în gaz petrolier lichid, nu? GPL-ul, care astăzi ați văzut bine că Statele Unite au invadat lumea cu LPG-ul lor. Produs din, nu din petrolul de adâncime, ci din fracturarea rocilor. Adică o tehnică destul de mai complicată, nu? Adică o lecție de învățat este că în viață e bine să încerci lucruri noi, dar e bine în același timp să rămâi la ceea ce știi bine să faci. Ceea ce știi bine să faci, lucrul ăla trebuie să-l faci în continuare dacă vrei să mai fii în... El s-a îndepărtat întâi către zona imobiliară, unde a făcut o alegere care s-a dovedit greșită, a cumpărat un fond imobiliar în Germania și a constatat că în Germania fondurile imobiliare nu ia avocații lui, cei din domeniul ăsta legal, cum se spune, din zona, nu i-au arătat, nu i-au spus, n-au știut, nu s-au informat, nu știu să spun, că sistemul ăsta imobiliar în Germania e foarte protejat. Foarte protejat. Poți tu să fii proprietar, nu faci ce vrei. Și el, încercând să facă, evident, niște modificări care să aducă un nivel de rentabilitate superior, a fost blocat, pur și simplu. Mi-aduc aminte, era destul de descumpănit în privința asta la un moment dat. Dar una peste alta, până la urmă, a fost un destin tragic, fiindcă a avut, era, suferea cu ficatul, destul de... Până la urmă a făcut un transplant de ficat. Transplantul a fost corect, reușit, dar a făcut imediat un cancer și asta i-a luat viața până la urmă. Mai sunt condițiile să apară un personaj precum Dino Patriciu? N-am nicio idee. Repet, cu toată convingerea, Patriciu era un om cu un talent excepțional, cu totul ieșit din comun, de întreprinzător. Lucru pe care nu știu dacă îl mai găsim în mulți dintre conaționali, dar nu l-am spus nici pe. Gândiți-vă că nu e vorba de întreprinzător la un nivel de o întreprindere cu 1000, să zicem, oameni. E vorba de o întreprindere de nivel global, aș putea spune, nu? Fiindcă ea conta. Deci avea un talent, mai mult decât un talent, avea o știință foarte, foarte solidă a investițiilor, inclusiv și desigur financiare, prin care să crești masa, volumul unei întreprinderi în sens financiar, ceea ce e limpede că e un talent foarte special. Mulțumesc foarte mult pentru ajutorul dumneavoastră. Cu plăcere. Am avut această întoarcere în timp despre o poveste cu totul ieșită din comun. Să vedem în anii care vor veni cum va funcționa economia românească. Poate vom mai discuta și despre cum vede Petre Roman actualele condiții ale economiei românești. Până data viitoare, așadar, trebuie să fim atenți la tot ce se întâmplă în jurul nostru și nu uitați, cel mai bun sfat, întotdeauna e bine să mergi pe drumurile bătătorite. Până data viitoare, tuturor, toate cele bune!